25 de tuburi, floare colector 26 de ani. Kit, montaj, panou, scop, deci 26 și cu 8, 35. Și ce mai ai? Cumpăr un cuzor. 16 milioane și boile, 167 milioane și boile, floare, 28 milioane. Da. Uite câte chestii pentru acoperiș, borsa, spray pentru acoperiș, corector, 91 de lei. Ceva? Este vopsea de asta și la găletușă, la ceva, doar la spray. Vitustic, 25 de ani, etanșant, acoperișuri. Da?
7, 9. N-are cum știu de asta. Placă gază. 95. Adică dacă e galben aici. Asta e. Da, e mai groasă. E groasă și are niște chestii pe mare. Și asta e subțerica. Și are 300 de euro. Plată pe fără 300 de euro. Asta cine? Placă gală AMD 233. E tot un fel de cofră. Ia e 108, 33. A, uitam vă mai, dat am 308, 308. Da. Paste 33, 254. Deci cel mai ieftin 243. Totul e 71 de lei. Куба, я бы зашнул. Ну, Куба. Ромба, я бы так. Есть и больше. Da, roabele și-au dublat prețul. Ha, uite, asta e mai ieftin. În una la 160. Carcasă de plastic. 355. Roabă foarte 355. Băi, da, asta e.
o experiență asta e. Băi, așa e și numai. Băi, uite aici niște. Era să zic că caramele. Ăla l-a gândit și cumva acolo, ăla e joară acolo, când trebuie să cântece de ăla. M-am uitat pe gherul ăla, pe ăsta, pe aici, dacă o trag unul din una din asta, se scoate afară, știi? Nu se mai pare. Mă sprați, fitting-uri pentru țeava aia roșie depusă în pardoseală? Da, trebuie... fitting-uri de pe exact, de 16. Da. Da. Și cam cât ar costa bucata. Dar ce fitting-ul? Ce vă interesează? Ce anume? Eu vreau să-l folosesc la altceva furtunul ăla și mă gândeam să ceva, un robinet, un teu. Dar să-l robinesc tot conector de 16. A, și mergă ea cu pexal sau cum? Da, pexal, da. Aia aceeași dimensiune, da, tot de 16. A, deci... Da, la fel, indiferent. Da, avem ceva aici. Da, ăștia alți și ăștia care speciale sau altfel, trebuie lipiți? Nu știu, mă gândeam, trebuie lipiți, trebuie sertizați, trebuie... Sunt fitico prin sertizare, care vă trebuie trusă prin capsale, sau sunt din aia prin strângeri? Păi da, ăștia cu pexal e prin strângeri, nu? Sau și sertizare, nu e obligatoriu. De fel, doar fitting-ul, da? Da, da, da. Și o chestie din aia de sertizare, cât... Nu. Asta e prin sertizare cu crește, asta e prin strângeri. Aha. Asta aveți o idee. Da, da, da. Deci... Da, mi-am luat. Deci clește din ăla trebuie să caut pe internet. Da, da. Am înțeles. Adică e mai avantajos prin sertizare? Odată ce e capsată, e sfânt acolo. Ăsta în timp, adică fitting-ul ăsta l-a fost foarte bun. Am avut 10 ani, n-am avut eu treabă când m-a schimbat pete. Da, da, da. Și astea pe sertizare sunt ceva mai ieftine sau mai scumpe? Mai scumpe. De fapt, nu. 29 direct de 18, mai ieftin. A, un pic Thank you.
Construi zagă, ia? Nu știu, puțin. Ce? Ca mașină. Ești hotărâtat? Da. Da, că construi un pauze de masă de îndată, nu? De luantul, știi ce nu ești? E mai mult, pentru repararea căzilor și căvetelor. Coperiș în Cărămiziu. Domnul, ziua. Mă gândeam, este vreo de asta o opțea pentru acoperiș? M-ar interesa cât mai neagră. Este net. Care aș putea să dau pe niște azbocimeni? Nu, pentru azbocimeni nu aveți, nu? Pentru azbocimeni nu. Doar pentru o plăteță metalică. Aha, deci doar metal. Pentru azbocimeni nu am nimic să vă dau. Dar ăsta care e pentru beton nu merge și pe azbocimeni? Ha? Ce a existat din piață, acum noi nu l-am avut niciodată, e un produs bază de apă, tot a mers din bază de diluant, înțelegeți? Aha. E un produs special pentru azbociment. Ah, deci ar exista, deci. Deci a fost de piață, este de piață, dar nu vă pot spune dacă... Când mai aduceți, da. Da, deci pentru azbociment mai căută. Ok. Ce o să-și cinci? Plafonie. Plafonieră cu senzor. Bă, eu am, cred că am luat mai mult. Plafoniera cu senzor. Da.
să mergem. Okay, what a normal experience. Sunt și portocale și mai citrus lemon, măi, 234. Da, interesant. Hai să mergem. E 65.